Salutări tuturor și bine v-am regăsit cu un nou video. Astăzi aș vrea să vă prezint o altă achiziție de la Vera, care au devenit sculele mele preferate. Este vorba de un mic clichet cu pătrat 1x4. Ia să vedem că vine exact în această cutiuță cu eticheta. Deci este vorba de modelul 8000A Zyklop 1x4. Fabricat în Cehia, vine cu această mică cutie, o broșură și am mai primit și un catalog micuț cu noile inovații. Mai există și modelul acesta din metal, care nu are capul rabatabil. Inițial chiar am vrut să cumpăr modelul acesta, care este incorporat într-un set, dar după ce am făcut niște cercetări, chiar mi-am dat seama că nu este ceea ce caut eu. Acest model are pătrat de 3x8 și mai are în acel pătrat un magnet în care se pot introduce biți normali, iar tubularele se atașează numai prin intermediul la niște magneți, deci micuți, deci am crezut că n-ar fi chiar potrivită pentru mine. Eu folosesc multe tubulare 1x4, de 3x8 nici nu am. Setul vine cu 3 tubulare de 3x8, cred că avem un 6, un 8, un 10 sau 13, nu știu exact care modele, dar până la urmă am renunțat la acel model și am achiziționat acest mic clichet. Hai să vedem, care are cam aceleași funcții, numai că este o cheie. Ia să vedem ce este, un speed ratchet, cum îi spun cei de la Vera, cu cap rotativ. Deci ce înseamnă speed ratchet? Putem folosi în poziția dreaptă ca o șurubelniță. Avem mai multe poziții de blocare, un mecanism cu un unghi mic de întoarcere de 5 grade, deci are 72 de dinți, un mecanism destul de fin, schimbător de sens și aici putem bloca capul în mai multe poziții și avem un blocaj mecanic care nu permite tubularelor să cadă sau să, deci se prind foarte, foarte bine. Deci e un blocaj permanent, deci nu ne scapă tubulara de pe cheie, deci asta am vrut eu. Bun. Să vedem tubulara. Da, deci are mânerul Craftform. Eu am unul acasă și cu prin pătrat 1x2, deci de jumătate de țol, care este foarte masiv, este mult mai mare. De obicei, acestea cu capul rotativ sunt un pic mai mari în zona asta, comparat cu unul de la Unior, care are, de exemplu, un cap mai mic. Aici, oricum, avem un suport pentru biți cu magnet. Asta vi l-am prezentat într-un alt video. Dar, oricum, comparat, cele două se vede. Deci, furca aceasta... Dar așa trebuie să fie, altă soluție constructivă nu prea există. Deci, după cum putem vedea, capul se rotește, se poate bloca cu ajutorul acestui buton la 90 de grade, cred că mai avem un 15 grade, putem feri încheieturile dacă lucrăm foarte aproape de suprafață și putem bloca în poziție dreaptă și putem folosi ca o șurubelniță cu clichet. Schimbătorul de sens este inelul acesta verde, este accesibil și în poziția asta. Deci schimbăm sensul de aici. Și acum merge invers. Dar oricum schimbătorul funcționează foarte ușor. Mecanismul este foarte precis și merge foarte finuț. Deci haideți să introduc o tubulară. Am setul acesta de la Parkside care vi l-am prezentat.
care vine cu tubulare de impact cu pătrat de 1x4 și chiar nu mai avea rost să mai cumpăr alt set, am cumpărat numai clichetul acesta. Da? Deci l-am introdus, aici tubulara asta nu ne mai iese de aici, avem butonul de deblocare aici, butonul este accesibil și în poziția asta, deci apăsăm de acest mic buton în față, avem și aici cred că desenat pe corpul sculei ce face acest buton, dacă l-apăsăm în față, deblocăm tubulara și în poziția asta o avem blocată. Dacă tragem în spate, putem schimba poziția, deci aici avem un 15 grade. Deci putem lucra foarte aproape de suprafețe. Clichetul este foarte, foarte fin. Da. Așa, avem aici și un o bucșă de plastic pe care o ținem și putem învârti foarte rapid mânerul. Deci dacă vrem să apropiem un șurub sau să slăbim, îl punem în poziție dreaptă, am apropiat șurubul și după aia putem trece la o poziție în care să strângem cu forță, da? Iar acesta este poziția normală la 90 de grade. Avem un cuplu foarte bun. Da, îmi place per total această sculă și mă bucur că am ales oricum modelul acesta. Eu tot v-am spus, tot mai am gândit la acel set, dar din păcate ala lucrează cu tubularele de 3x8. Eu mai am și setul acesta de la Vera, deci chiar setul nu prea mă interesa. Aici am tot felul de biți și tubulare, chiar până la 15 mm. Bine, aici lipsește 8, 9, lipsește 11 mărimi care se folosesc mai mult pe la biciclete. Din câte am văzut, dar în setul acesta de la Parkside există și 9, există și 11, 12 și avem 13 aici. Chiar de la 4. Deci îmi place foarte mult setul acesta, sunt tubulare mai adânci. Și în majoritatea cazurilor îl folosesc fără prelungitor, direct cu tubulara asta. Am folosit un clichet de la Mob, care a fost destul de bun, dar a început să cam scape după câțiva ani și am zis să cumpăr altul, un clichet nou, și știam de modelele astea Zyklop. V-am spus că folosesc acasă și un set mare, care este un set complet cu tubulare, cu adaptor pentru biți. Și știam de varianta asta și am văzut modelul acela pe care vi l-am prezentat aici. Am și, deci vedeți, în setul acesta este inclus și această sculă micuță, un clichet mic, metalic. Dar v-am spus, în plus folosesc și modelul acesta pistol. Îl am pe undeva, deci chiar îmi plăcea scula asta, are biți în mâner. Cred că am și o sculă asemănătoare. Deci este cam ceva de genul acesta, dar cu două rânduri de biți. Acesta este modelul pistol cu clichet. Aici avem 6 biți, plus unul putem să-l depozităm, iar și acesta vine cu rapidaptorul cu blocare. Îmi place foarte mult sistemul, merge și acesta foarte fin. Cred că am făcut un video și cu acest model, vine într-un set cu biți lungi și avem și biții aceștia scurți în mâner. Iar varianta asta care l-am avut, în plus m-am prezentat și acest teu cu clichet, modelul tot cu hexagon interior, există și pentru tubulare, dar aici am preferat să iau clichetul acesta, care este mai multifuncțional un pic. Da? Deci
Acesta este setul despre care v-am spus. Costă și ăsta vreo 500 de lei. Acesta are o magazie cu două rânduri de biți, deci avem 12 biți și avem același cap rotativ cu buton, dar v-am spus, din cauza că acceptă și acești biți înăuntrul pătratului, atunci pătratul trebuie să fie de 3x8, ceea ce mie nu prea îmi convine. Iar sistemul acesta de fixare cu magneți, nu știu dacă e chiar cea mai bună variantă, deci am renunțat la ideea aia și am achiziționat modelul ăsta, care are o fixare perfectă. În plus pot folosi și biți de genul acesta cu pătrat pentru șuruburi cu hexagon, deci și asta se fixează perfect pe capul sculei și este fixat permanent, adică nu mai, ăsta nu mai iese de aici, poți să-l agheți, poți să faci ce vrei, butonul este destul de bine îngropat, deci nu se apasă din greșeală, deci nu are cum să scape bitul acesta. Da, de aceea am preferat modelul acesta, nici acesta nu e ieftin, chiar așa în set solo, deci în cutia asta vine cam aproape de 300 de lei, pe undeva pe la 300 de lei este prețul, este o sculă destul de scumpă, dar versatilă, mie îmi place foarte mult chestia asta, că se poate îndrepta și putem folosi la o viteză mai mare sau chiar ținând de acest inel, se poate folosi ca o șurubelniță până apropiem piulița sau șurubul și după aceea trecem în modul de clichet normal. Mie îmi place foarte mult sistemul. Fixarea este ireproșabilă, deci nu este joc. Se apasă pe buton și în poziția asta se poate, v-am spus, debloca foarte ușor apăsând butonul. Da, deci per total este o sculă excelentă. Și chiar îmi place. Da. Deci eu vi-l recomand dacă sunteți fan la sculele astea de calitate, Vera, eu vi-l recomand. Există și incorporat în diferite seturi, la 700-800 de lei există seturi destul de complete, dar eu v-am spus, deja am alte variante cu clichet, cum ar fi mânerul acesta pistol. Am setul cu biți și tubulare, care are și acesta un mic clichet, are și adaptor cu hexagon, rapidaptor și am și tubularele, am și acest mic mâner de șurubelniță, deci am seturi cu care îl folosesc și aceștia sunt cu prindere 1x4, deci nu mai avea rost să mai achiziționez un set, în plus am spus acest set foarte bun de la Parkside. Îmi place setul, este pentru mașinile cu impact. Eu îl folosesc și în regim manual, deci nu neapărat la mașină. Cu mașina am și niște biți aici, care sunt calitate destul de ok. La cât o fi costat setul ăsta, nu mai țin minte, pe la 100 de lei. Cutia metalică. Păcat că n-am loc să... Dar uite că intră și această cheie. Poate decupez un pic din spumă. Facem noi aici un loc, scot adaptoarele astea și cred că o să intre nemai pomenit și acest mic clichet și am un set de scule. Deci chiar nu am vrut să dau banii pe set, dar sunt conștient că așa separat costă mai mult, dar oricum am mai economisit niște bani, deci nu am dat 700-800 de lei, m-am spus și seturile astea costă 4-500 de lei, asta este unul pentru bicicletă, așa scrie pe el, dar are foarte mulți bici, îmi plac, are și hexagon, am și hexagoane cu bilă, bilam mai prezentat pe acesta, dar na, clichetul acesta este destul de mic, dar în multe cazuri o să folosesc clichetul acesta mai mare, cu care am o forță mai... Bun, acesta este mai mult pentru biți, vedeți, are și hexagon interior, se poate folosi cu biții aceștia, dar pentru tubulare o să lucreze cu acest clichet. Da, cam atât ar fi de spus despre acest mic clichet. Vă mulțumesc că m-ați urmărit.
în acest video și dacă aveți întrebări legate de aceste produse, puteți să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și o să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Ne întâlnim în curând la un alt video. Până atunci vă doresc toate cele bune și o zi bună în continuare.